a dat o veste bombă. Ce veste, măi, tăte? Denis Iancu, sunteți infectat cu HIV. Livi, dacă nu face transplantul în momentul ăsta, va muri. Man! De ce te scarpi de nas când vorbești de Livi? Ba da, ieși! Nu ieși! Ieși afară! Nu ieși! Ieși afară din casa mea! Salve șacalilor, ce faceți? Oare sunteți curioși ce se va întâmpla și de această dată? Cine știe ce are să ne rezerve acest serial minunat? Oare ce vom mai afla, ce vești se vor mai da în acest episod, la telefon și la chestii? După ce postez astea, dispar. Lege, dispar o lună, nu mai postez nimic. Așa că nu uitați să lași un like, să ai brații de astea. Și acum hai să trecem la următorul episod. Șacalilor, înainte de serial, vreau să vă spun că acest videoclip este sponsorizat de World of Warships. World of Warships este un joc tactical shooter unde controlezi nave celebre din istorie și te bați cu alți playeri. Poți să joci și singur, poți să joci și în echipă cu prietenii și poți să alegi dintre 400 de nave importante din istorie, iar hărțile din joc sunt inspirate din locuri istorice de război. Bă, să intrați neapărat pe linkul din descriere, că o să primiți un starter pack în valoare de 25 de euro care conține așa: 200 de gold coins, 2 navetari, 20 de camuflaj, 5 milioane de credite. Și cea mai tare fază, 7 zile de premium account. Țineți minte, oferta asta este valabilă doar pentru cei care își fac cont nou pe linkul din descriere. În caz că joci de pe consolă și nu de pe calculator, să apeși pe al doilea link pe care ți-l las eu acolo, Worship Legend. Ce-ți vă mai zic, domnule, faceți-vă cont pe linkul din descriere, primiți pe cu ăsta șmecher și eu zic să ne vedem acolo, să vedem care are nava mai tare, da? De două lumi, viața furată. Cine știe, păi? Pentru? Ok. Deci, au primit un plic, ok? Au schimbat cadrul. Au primit un plic. Băi, e altă canapea asta. Ce ai mai făcut? Păi, ai o factură cumva. E soră-sa. Soră-sa? Cu 24 de ore înainte. Tare, zumbra. Băi, cum adică, frate? Nu, cum să știu. Băi, copii, luați-o mai ușor, bă, că... Ce cadru cu... Tare cadru cu tălpile așa, bă. Ce faci tu, Denis? Na, bine, pe la mine, e pe acasă, mă. E casa mea, mă. Zii, bă, Denis, ce face? Răspunde la fată. Băi, Denis, ești mut? Ești bătălan? Și greu e, domnie. Gata. Ce? Știu. Ce știi? Denis, o să suferi. O să-ți fac un ADN fals și o să vezi tu de ce sunt în stare. Ce o să-i facă? Un act fals? O să-ți fac un ADN fals. ADN fals? Bă, deci Adela-i panara... Nu, doamne ferește, zic așa, la figurat. Băi, șerpoaică Adela. Și cu ăsta ca în mimul ăla, când prietenul ăla filmează prea mult. Când prietenul ăla nu știe când s-o oprească. Oprește, oprește odată. Aoleu, aoleu. Bă, dacă-i cu slow motion, știți că o să întâmple ceva rău de tot. O să întâmple ceva rău de tot. Cam dor urechile. Nici măcar nu mă aud când vorbesc. Man. Mi se pare că au cam lungit-o cu slow motion-urile astea. Băi, Sebastian, n-ați mai avut buget de... să mai dați la un... de ăsta... să scrii? Da, hai cu slow motion-urile astea. Bă, dacă t-o filmat-o, bă, de pe Miorițe, pune pe energie, bă, dacă n-o filmat-o, ești nebun la cap. Și la spate. E ok? Sunt de-astea cinematice. Cred că o filmează până la căruța aia, până aici, cred că o filmează. Pariu? Acum ar fi trebuit... Hai de cap, bă, cu tot respectul, dar nu mai pot. V-am zis că o filmează pe la căruță? La cimitir. La cimitir? Și eu am fost astea la... Când? A, la măsă. Bă, dar motocoasa, băi băieți. Acolo și... Da, e ok.
Băi, liniște-o leacă în sat, ai când se filmează. Ce întrebare că știu că se dorme. Dar cum ești? Eu sunt ușor. Sunt mai bine decât de cum am fost eu. Eu sunt mai bine de cum am fost eu. Într-un fel, yeah. Eu pe Adela am crezut-o pe mine. Cu mine ca cum eram două surori. Adică eu am rămas orfană. Eu nu aveam tată. Wow. Care mă uitam la copii și vedeam cum tații lor le luam brațe și, pe, și ziceam, eu acasă nu am tată. Da, de-aia asta și vreau să spun că... Te înțeleg. Judecăm noi așa. Diferită față de ceilalți. Ea a crescut orfană, acum na, e destul de mare, poate să spună că i-au murit părinții. Băi, dar este un moment... Acum e orfană și se simte... Of. De rest, pentru că i-am simțit cum e să cumpere un cioccolată. Bă, este un moment atât de sensibil, ai, dar bă, când auzi, frate, când auzi drujbile alea pe fundal, nu știu, bă, parcă te scoate din așa, bă, fiți o leacă, bă, mai serios, că ziceam o chestie, frate, gen chiar m-am întristat și eu pe bune, fraților. Și ai dat așa în cap. Vine și ăla și Nea Gheorghiță pornește. Acum s-o trezi, Nea Gheorghiță, stai nu cu frate. Lasă-l, frate, nu cu mai filma ăștia o leacă, bă. Lasă-l cu, băi, vrei să filmezi atunci, atunci a venit toată ulița. Când vrei să filmezi tu ceva, atunci s-a adunat tot sfatul țapului. Lasă-l încolo. Pere tata, nu știu ce, cum vin să înțelegi ce vreau să spun. Da. Pe ea au crescut o bunici, așa cum au putut. Da. Arurea. Părinții au fost părinți. Așa că... Hai, mergem acasă. Hai, că pasau de mai încet alea. Wow. Bă, dar măcar chiar s-a dat interesul. Chiar s-a dat interesul, legit. Adela nu e acasă. What? Exact. Așa, cum mai are secvența aia cu... Bă, efectiv creier, te amețești o leacă, dar creier. Bă, porni TV-ul, mă. Păi de pe ce mai pune muzică, mă, da? Bă, dar muzica sigur este de pe televizor, că altfel nu pot să mai explic. Ori de pe box, ori de pe televizor, nu știu să... Hei! Ce-i ăla? A venit Adela? Ce-i ăsta? Pentru? Adela? Liviu, eu zic să-i tragi una în mufu, sincer! Băi, nu. Te rog, nu spune că eu factura aia, vă rog frumos. Bă, nu, este efectiv o factură, nu pot să cred, este efectiv o factură. Este efectiv o factură. Legit, este o factură de la ceva, nu se poate, nu se poate așa ceva. Ai uite factura. O, ai de capul meu. Și ce scrie acolo pe, pe ADN test? Ce? Cum e? Bă, primește o veste de asta că... E, ești soră sa. E. Dar cum afli, bă, că ești... Nu! Nu, te rog, nu pleca! Oh, nu! Nimeni nimic! Salut, sora mea! Iar și pleacă. Dar sunt sora ta! Mai repede! Ce? Nu, iar și pleacă, hai! Oh, doamne! Doamne. Cada e de modă și casa mai de când episodul următor, bă, nu mai, bă, nu vă mai suport, bă. Nu-i mai suport pe copiii ăștia, legit, nu, dar mă fac să văd la ce episod sunt. Sunt 6, vă leu episodul 7. Și următorul e finalul, nu, că îmi place prea mult. Nu, vreau să se termine, poftim. Bă, deci toate se certau cu Andreea. Deci astea două erau prietene, au crescut împreună, s-o certa cu Andreea. Acum asta se înțelege cu Andreea, dar Andreea a plecat. Și e dor de Andreea, cumva este dor de Andreea. Aia avea leucemie, s-o vindecat, i-o dat ficatul. Aia care i-o dat ficatul, s-o revenit, că... Da, eu cresc cu tal ficat, mă rog. Ce, erau prieteni și acum l-a luat acasă la el? Și acum nu mai vrea să... Eu făcut testa de să zic invers. Stai să vezi, bro, ce am visat aseară. Visul. Haideți, vă rog, frumos, suntem la penultimul episod. Ok, sunt băi. Nu poate să mă mai surprinde nimica. Cu ce mai vrei? Legit, în afară de părul meu, nu mă mai surprinde nimica. Ideea am, dacă putem să o dăm afară pe... Deci nebună, delegat.
Ești nebună de la sanatoriu. Oh, nu a venit Livi. Ia că... Nu, Livi, nu pleci nicăieri. What the fuck? Tu ce crezi că pleci dacă vrea? Aia zic. Înțelegi, a, eu le-am cu piciocăneală. Ca să aibă și ea niște bani de buzunar. Uite, asta și-a pus o țâmpi, o țâmpi în stradă ca pe o cârpă care și-a pierdut moda, nu? Asta-i și-a casa pierdut perioada ei de modă și casa ei. What? Auzi, știi ceva, tu de ziua, sora mea. Tu știi că eu am trecut-o pe amândoi. Casa, tu nu ai niciun drept în casa asta. Las-o, las-o pe Adela Iancu să-și facă apariția de model. Ce se întâmplă? Și când eram prieteni, auzi, am o idee mult mai bună pe lună. Gata, m-am hotărât. Vrei să țâmpi așa în stradă? Ca pe ultima cârpă care și-a pierdut moda? De unde sunt toate acestea? Toate aceste zicale pe care nu le-am mai auzit niciodată. S-o țâmpi în stradă ca pe ultima cârpă care și-a pierdut moda. Păi oarecum are sens, nu știu dacă există. Dacă există, îmi asum că sunt ultimul prost, sunt efectiv ultimul ratat, sunt mai multă proastă. Dacă există așa ceva. Vă rog frumos, haideți să ne ridicăm. Sunt 3 zile în camera asta. Mă duc și îmi fac un test de paternitate. Și... paternitate. Să văd dacă, oricum, tu ai plătit un dolar. Nu? No? Așa cred și eu. O dai spam. Pentru că știu de ce ești tu în starea de la... Iancu. Știu că poate ai schimbat hârtia. Oh, shit. Lasă-mă acum la un doctor și te facem. Lasă! Mergem la care știu eu. La care vrei tu, băi? La care mă duc eu. Nu. Văleu. Ai fi plătit pe cineva. Dar are cum. Dar de unde avem bani? Deci până nu mă convin. În casa asta nu mai fac niciodată. Păi zici că o ții în casă 3 zile. De când te-am privit în casa mea, îți ai luat lumea în cap. Și casa lui sorta? În primele zile te-ai comportat ca un înger și acum ești diavol. Uai, vorbe dure aruncate. He's spitting facts. Bă, da, eu sunt foarte curios. Unde este Andreea? Și nu unde e Andreea, frate? Andreea a dispărut din nimic. Bune, ca un NPC random. Care a ieșit din chunk și a dispărut NPC-ul. De ce? Băi, sunteți pregătiți pentru o nouă convorbire la telefon? Deci, se poate mai rău de HIV? Deci dacă mai moare cineva... Nu se poate. Pe cine sună? Pe Andreea. Când ai de greu, sunt pe sorta. A, să băi, verișorule. Așa, femeie, cum ai pierdut, nu o să mai găsești niciodată. Dar răspundeți, domnul doctor, țineți telefonul pe... Dar aia zic. Ține telefonul pe DND ca pe o cârpă aruncată în țâp ca o cârpă. Pierdut moda. Hai, nu râde, băi. Sunt maxim de curios ce o să întâmple. I-am lăudat. Trebuie să-mi dea ceva ca lumea. Livi, întoarce-te acasă. Nu te mai lua tu după Adela, că nu o primesc. Tink! Mesaj vocal trimis. Să o spargi și display-ul 5 milioane. Sau du 5 milioane să mai schimbi un display de iPhone. Era... Aia e cumva rochița Adelei. Sebastian, Denis. Deci ferească-te Dumnezeu să închid așa. Că nici eu nu mai pot să mai văd că se închide așa. Dar cum ridic scaunul ăsta mai sus, bă? Nu mai pot. O da, domnul, să răspunzi. Dumnezeu. De ce n-ai răspuns până acum, Aș vrea să te rog să te întorci acasă. Locul tău nu e acolo. Băi, în sfârșit ai răspuns! Aș vrea să te rog să vii acasă. Putem să luăm niște popcorn. Să ne uităm la un film. Cred că ți-ar plăcea. N-au simt. Te întorci acasă, la mine. Băi, dar ce gropiți. Nu te mai lua după Adela. Băi, Livi. Adela nu e șef în casa mea, înțeles? Și testul ăla nu schimbă cu nimic situația asta. Ăla e un test făcut așa. La mișto. De repede înainte. Caterinca. La mișto. Caterinca. Nu.
Nu rămâi acolo. Vai. Bă. Bă, dar unde e Andreea? Am... Mi-e dor de Andreea, bă. Chemați-o, bă, o leacă pe Andreea. N-ați mai avut buget să-i da. O, di, bă, do... Oricum o să-i arunc boarfele în stradă fără nicio bani. Fără nicio valiză, ai boate de stradă și gata. Ce? Ce? Nu, am ratat că am ținut ochii închiși. Ce? Oricum o să-i arunc boarfele în stradă. Mă gândeam la boarfe. Fără nicio valiză, ai boatele în stradă și gata. Nu mai există. Bă. Nu! Zici că e din Violeta. Adela nu va fi sora mea și nu a fost și nu va fi niciodată. Ea este o... o nemernică, ok? What the fuck, Adela? He's spitting facts! Nu pot să cred, dar nu vreau să văd episodul următor. Dar ce-mi pui? Cum bă, în episodul următor? Așa, uitați, aici au mai făcut un... au făcut și sezonul 2. Da, da, de Crăciun uităm la asta. Deci omul are un portofoliu foarte mare de seriale făcute, bă. Omul scenarist, regizor, producător, legit, omul este multitasking. Fraților, cam ăsta a fost penultimul episod. Ne vedem mâine la ora 6, ultimul episod. Sper că o să vă placă, sper că o să-mi placă și mie. Dacă nu vă place, să fiți sănătoși. O să vă reamintesc încă o dată să vă instalați World of Warship de pe linkul din descriere și o să primiți un pack în valoare de 25 de euro. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, postez acolo ce se întâmplă între episoade. Nu uitați să activați clopoțelul cu toate notificările, bă, ca să fiți acolo notificați, bă, când poste. Uite, dacă aveați, dacă mă duceați pe mine capul să zic să activați clopoțelul, poate ca așa, dar nu mă duc capul, așa că activați-l acum. Și să vă zic până data viitoare, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pupu!